Zi importantă pentru Clubul Steaua București și pentru atletismul românesc. Alergătoarele keniene Joan Celimo, Stella Ruto și Delvin Meringor au primit astăzi cetățenia română. Joan, Stella și Delvin au depus jurământul la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în prezența antrenorului Carol Șanta, a președintelui Federației Române de Atletism Florin Florea și a reprezentanților Clubului Steaua București. It is a very special day because today we get the citizenship of being Romania and we love this country and we can't wait to produce good results for this country and we hope we make Romania proud. Why did you choose Romania? I am one of the good athletes in the world and it is a good chance for me to represent Romania, to be in Olympics or World Championships. What do you hope to gain for Romania? I hope to gain more medals, to win Olympic medals, world upcoming World Championship medals and many, many medals for this country. Începând de astăzi, cele trei sportive pot reprezenta România în toate competițiile internaționale. Joan și Delvin au deja realizat baremul pentru Jocurile Olimpice în proba de maraton, iar Stella va încerca să se califice în proba de 5.000 de metri sau în cea de 3.000 de metri obstacole. De cât timp așteptați acest moment? De mai mult de 5 ani. Mi-aș dori să obțin o medalie olimpică înainte de a mă retrage din activitate și ar fi minunat să fie pentru România. Prima competiție la care cele trei sportive vor participa în România în acest an este campionatul național de 5.000 și 10.000 de metri de la Pitești de săptămâna viitoare. Faptul că avem astăzi unele dintre cele mai bune sportive atlete din lume la probele lor arată că România este ofertantă și pentru sportivii din alte țări și de altă naționalitate și de altă etnie. Eu cred că se vor integra în echipa noastră și în comunitatea atleților din România.